Peste 100 de foști polițiști din 14 raioanele țării s-au reunit vinerea trecută la Căușeni în cadrul unui turneu republican la dame. Competiția s-a desfășurat în Centru pentru Tineret și Sport, iar la deschiderea oficială au participat conducerea Asociației de Veterani, președintele raionului Căușeni și șeful Inspectoratului de Poliție Căușeni. Conform planului de lucru a Organizației Veteranilor și Pensionarilor Ministerul Afacerilor Interne, astăzi la Căușeni desfășurăm concursul la Jocurile în dame, unde sunt invitați 14 raioane din centru și sudul țării, 3 instituții a Ministerului Afacerilor Interne. Eu vreau să vă doresc la toți o zi bună, o zi veselă. V-ați uitat unul la altul, v-ați recunoscut, parcă puțin am mai înalbit la păr, dar stai de vorbă unul cu altul, parcă simt că sunteți de-a noștri, prieteni și colegi de lucru. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți astăzi cu noi, pentru că ați dat curs invitației noastre și a organiza în Căușeni acest eveniment foarte important, jocul de șah. Este un joc care este atât mental cât și este un joc a oamenilor erudiți. Aveți toată șansa prin sport să demonstrați că acesta este un lucru extraordinar de bun. Salutăm această venire a dumneavoastră în Căușeni, vă spunem bine ați venit și vă dorim succes în continuare, să câștige cine este mai puternic, sportul este viață, viața suntem noi. După inaugurarea oficială a evenimentului, concurenții s-au întrecut între ei pentru a demonstra că sunt cei mai buni la jocul de dame. Asta e un fapt bucurător, totuși ne-am adunat peste... Au trecut mulți ani de când activam împreună, participam la multe competiții, după aceea dacă suntem toți în rezervă, mai rar, foarte rar ne întâlnim. Iată, acum m-am întâlnit cu băieți care 15-20 de ani în urmă când ne întâlnim la diferite competiții, la lupte, la greutăți, dar acum am ales și noi cei mai ușor. Totuși am reușit, am ajuns până în ziua de astăzi vii, sănătoși, ne bucurăm să ne întâlnim cu veteranii azi la... turnirul acesta de dame și sperăm că să câștige prietenia noastră. O bucurie avem de spus că de noi ne-au uitat, ne-au chemat, ne-au invitat, ne-am întâlnit. Suntem foarte bucuroși. Foștii polițiști care ani buni au lucrat în cadrul structurilor MAI spun că asemenea turnee îi mobilizează și le oferă încredere că nu sunt uitați. Practic cunoaștem cu majoritatea care am activat împreună în perioada respectivă, da? Dar întrunirile care se organizează, deci ne mai motivează sau ne dă o senzație că nu suntem uitați și mai participăm la niște evenimente de consolidare, de socializare între foștii colegi și să transmitem și viitorilor colegi care vor veni după noi. Printre concurenții este și această fostă polițistă din Nisporeni. Ea afirmă că joacă de ani buni dame și că nu cedează în fața bărbaților. Sunt din Nisporeni, am venit la competiții pentru prima oară, pensionar. Abia un an la vara să am termenul. Ce pot spune? Cu bucurie, normal. Fieți tineri! Tineri la inimă și la suflet, ești normal. Sper, eu știu, Nisporeniu să câștige, ca toți, venim să câștigăm. Turneul la dame are loc în toată țara, de la nord la sud, iar câștigătorii sunt reuniți la final într-o competiție republicană. De Telenești, Orhei, adică toate raioanele care avem onoarea astăzi să vii la noi. Tot acesta merge în programul de lucru, care era al Consiliului Republican, unde sunt și eu membru a Consiliului, domn președinte pământeanu nostru, domn Armaș Alexei Vasilvici. Și iată astăzi, după cum ați văzut, începem turnirul, Doamne ajute, și mergem înainte. După încheierea turneului zonal la dame, toți cei peste 100 de participanți din 14 raioane ale țării au vizitat Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. La noi merge nu numai azi în Căușani, dar în diferite regiuni a țării.
Lucrul este să faci cu scopul de a se întâlni împreună veteranii. În rândul veteranilor noștri, Ministerul Afacerilor Interne, fac parte 7.000 de veterani de război din 1992. Fac întâlniri, se întâlnesc unul cu altul, să aduc aminte de serviciu, să aduc aminte de tinereță, să aduc aminte de muncă care i-a depus-o pentru organele afacerilor interne, pentru țară, pentru tot ceea ce au făcut dumnealor în timpul colaborării în organele afacerilor interne. Și eu cred că asta e binevenit, ca să fie conlucrări, ca să fie întâlniri. Vă reamintim că Asociația Națională a Veteranilor și Pensionarilor a Ministerului Afacerilor de Interne a fost constituită încă în anul 2003.